Salutare, salutare! Astăzi avem un clip scurt despre cumpărături. Aici am niște produse de la Oșan și aici niște produse de la Lidl. O să încep cu cele de la Oșan. A fost Lucian și cu Rebecca și au luat așa. Au luat o pâine cu maia de 250... Nu de 400 de grame, au dat 2,50 pe ea, era caldă, și uh, am mâncat din ea. Au mâncat ei din uh, ea așa caldă, acum mai e doar puțin, puțin caldă. Așa, am mai luat o pâine pave de 500 de grame, 2 lei și 19 bani. Bun, un litru de ulei. O să vă pun prețurile pe ecran spre să am bonul, să nu-l fie aruncat. Am mai luat eu de la Lidl 1, chiar sunt să văd care e diferent, dacă este vreo diferență de preț. L-am luat ca nu se strică să fie. L Am luat aceste șervețele. Este prima dată când folosim acest tip de șervețele. Sunt până la 40 de spălări. A, la 40 de grade, cred că. Nu știu câte sunt. A, cred că sunt 40 ele, da. Eu le folosesc pe cele de la Lidl și sunt foarte bune. Acum să vedem cum sunt acestea. I-am mis să-mi ia cafea. Pentru că la Lidl nu găsim decât cafeaua lor de la Belarom, cred. Așa. Și a găsit la vața. Sunt 10 capsule. Este intensitate 8. Asta 1. Și Davidov, Style Lungo. Tot 10 capsule. Intensitate 3. Hmm, interesant. Da, asta merg la aparatul Nespresso. Încă o pungă de cartofi. Îmi zic încă pentru că mai am mai luat eu în celălalt clip, dar pentru că Rebecca are voie să mănânce cartofi, face multe preparate pe bază de cartofi. Și atunci am luat, luat un săcotec din ăsta de 2,5 kg, e pentru copt, că le băgăm la cuptor, I-am zis să iau niște ardei din ăștia așa verzi, pentru că nu am găsit la Lidl să fac ardei umpluți. Vă mai ziceam eu în niște clipuri de pe familia Curt, că vreau să-i fac ardei umpluți, Rebecca, și i-am zis să ia. Sunt 6,99 kg și a dat 5,76 lei pe ei. A luat un unt prezident, din ăsta de... cât are ăsta... 200 de grame are. Este desfăcut pentru că au mâncat ei cu pâine caldă și uh, l-am pus totuși la clip astea sunt făile de protecție pentru aragaz, dau 60 pe 60 cm uh, dacă ne urmăriți pe familia Curd, ați văzut că ne-am schimbat aragazul, dar eu tot vreau să pun o astfel de protecție pentru că eu dau foarte mult pe aragaz, îl molderez foarte repede și atunci asta mă ajută și acum să trecem la produsele de la Lidl o să le iau așa cu aplicația Lidl Plus acest iaurt era la ofertă, gen al doilea la 60% reducere. Are 400 de grame, este iaurt de cesc cu 10% grăsime și este făcut de albalact. Ca să știți Deci este produs românesc, a luat două, că vreau să bag la cuptor niște cartofi cu iaurt, cu ceva așa și cu puțin unt. Un pateu din acesta de porc, 120 de grame, de la Picoc. Asta e oare de cine-i făcut? de e de vascar. Da, interesant. Și două de bucești de porc, tot 120 de grame. Știu care și ăsta. Nu găsesc acum. Nu, ne plac mai mult cele de porc decât cele de pui. Nu știu, așa am sesizat și am și văzut la gust că ne plac astea. Chiar și cel de la Scandia Sibiu. O salată de cuicre cu de crap românesc și ceapă, 100 de grame, știți că astea o folosim noi în mod frecvent, expiră pe 22. Um, o pungă din asta de cârnațe oltenești, care au 350 de grame, v-am zis că noi acum nu prea gătim, nu mai gătim cu carne, pentru că Rebecca nu mănâncă și atunci mâncăm foarte multe chestii din astea așa, frană rece. Nu este sănătos, știu, este doar o perioadă, dar o să treacă. Am mai luat acest cotlet țărănesc. Mie nu-mi place extraordinar de mult pentru că are multă apă, dar v-am zis nu avem prea multe alternative. Este 42,90 kg, are 308 grame și a dat 13,21 pe el. I-am zis să ia roșii și a luat roșii Roma din Spania, 750 de grame. Nu știu exact cum sunt, nu, eu nu cred că sunt atât de bune ca cele ceri pe care le luam de obicei din Lidl, doar că nu că nu a găsit decât așa și a luat așa. Aici a luat el o halva, îi place foarte mult, este halva cu cacao, mie nu mă, nu mă dă pe spate, dar lui Lucian îi place așa că este pentru el, are 200 de grame. Și asta din săptămâna XXL, avem capsule Lungo, Gold Lungo de la Rom. cum vă ziceam, asta este marca pe care o găsiți în mod normal la Lidl, are 44 de capsule și noi o folosim, să zic, asta de zi cu zi, cam așa arată, la Lidl găsiți Ristretto și Lungo atât. Și de ristretto mai avem. Bine, cred că și de asta Lungo mai avem din cele mici. Dar am zis să fie că noi avem oricum un cafea în casă și nu se strică, deci o bem sigur. Astea sunt cumpărăturile. Mulțumim de vizionare și vă așteptăm să vă abonați și să ne scrieți comentarii.